Bună ziua, ediție specială a știrilor România TV. Piedone demontează blatul, candidaturile sunt aruncate în aer. Vedeți semnătura care poate răsturna din nou campania. Toate detaliile le dezlegăm la această oră, când dezlegăm și misterul polițistului de 44 de ani mort în benzinărie. Și vom vedea și ce alimente infestate sunt vândute de mari magazine înainte de Paște. Avem și imagini emoționante cu primirea tinerilor campioni și vom vorbi iarăși de ploi abundente, unde se emit noile alerte meteo, veți afla imediat. Când aflați și cum a fost capturat locotenentului Guru Bivolaru, dar și ce au aflat procurorii DNA despre rețeaua lui Coldea, banii ceruți de generalii corupți în schimbul sentințelor, le veți afla imediat toate detaliile. Și este ședință specială la guvern, se decide plata pensiilor în avans. Totul imediat vom detalia la această oră. Mergem acum la informația momentului, Breaking News.